obiectiv al cărei reabilitare deja necesita de mult. Și în cadrul acestei reabilitări nu dorim să aducem modificări clădirii, ci dorim ca să-i dotăm clădirea în așa fel ca să satisfacă necesitățile colectivității din Pericei și nu în ultimul rând să creăm posibilitatea modernizării și de a crea posibilitatea ca medici de specialitate să se deplaseze la Pericei periodic ca să-l ferim oamenii să meargă la Cluj, la Oradea, la Târgu Mureș și să-și caute sănătatea. Considerăm că mult mai la îndemână va fi dacă specialiști din Cluj vor veni periodic și vor face examinări și consultații în această clădire. Deci dotarea clădirii va permite funcționarea nu numai al medicului de familie, care din păcate un singur medic avem, ci va permite venirea și al doilea medic și nu în ultimul rând și al specialiștilor în diferite domenii al sănătății. Palier al parterului va găzdui cabinete medicale pentru doi medici de familie. Deci va trebui să intervenim și în structura de compartimentare, nu în structura de rezistență, ci în rolul de umbritură, ca să putem crea acele posibilități cerute de lege pentru funcționarea a două cabinete medicale de familie. Crea cadrul pentru medici de diferite specialități și medicii care vor veni în Pecei la etaj vor face acele consultații a populației pe diferite domenii. Suntem la ne adresăm spre o investiție, reabilitarea grădiniței din Pericei, realizat tot prin programul PNDL2. Suntem într-un labirint al timpului, deci am vorbit. Cred că dacă vor începe copii grădinița și vor arunca o privire, oare copii vor apuca să plângă că unde-i grădinița? Ne aflăm în fața clădirii care sute de ani au găzduit școala și grădinița din satul Pericei. Această clădire se reabilitează cu fonduri prin PNDL 2. În cadrul acestui proiect se reînnoiește întreaga zidărie, pardoseală, sistemul de încălzit și dotarea acestui clădiri, care va găzdui în viitor tot grădinița comunei Pericei și a satului Pericei și nu în ultimul rând, aici vin și copii din satul Sici și din păcate la anul și copii din Bădăcin, pentru acolo numărul efectiv a scăzut foarte drastic. Clădirea este în plină renovare. Am început cu acoperișul și cu lucrările din interior. Constructorul este în termen, în așa fel vom face ca și în timpul iernii să putem lucra, deci în interior vor fi create toate condițiile ca muncitorii să poată să lucreze în interiorul clădirii, la finisaje și la celelalte lucrări. Poate că o să puneți întrebare dacă renovăm grădinița, copiii din Pericei, unde vor frecventa cursul când va începe și sperăm că în începutul lunii februarie să se începe și învățământul. Deci noi deja suntem pregătiți, clădirea after school-ului va găzdui grădinița și suntem pregătiți în orice moment să începem în condiții prielnice și moderne cursurile pentru copii care pregătează grădinița. Dreptăm spre clădirea care găzduiește școala gimnazială, școala generală Pericei, un imobil care este reabilitat tot pe fonduri PNDL. Acel obiectiv deja, din punct de vedere al constructorilor și al construcțiilor, se află într-o fază foarte avansată, deci acolo putem organiza școala chiar începând de
7 februarie dacă va fi deschisă și în acea clădire funcționăm de anul trecut, tot anul, cu after school-ul. Deci noi am avut activități de after school și în timpul pandemiei am ajutat cu părinții care aveau copii și n-aveau unde să-și lese și cadrele didactice care sunt angajate pentru after school erau în ajutorul comunității. Suntem în curtea școlii gimnazială Pericei, o clădire care este în, la sfârșitul reabilitării. Se poate vedea exterior-interior, cu mici organizări, mai ales în domeniul achizițiilor. Mai trebuie să aducem mobilier, va trebui să dotăm cu mobilier, va trebui să facem o dotare pentru materiale didactice, deci mobilier și material didactic sperăm că în cursul lunii ianuarie-februarie va fi achiziționată. Avem probleme în domeniul achiziției cu obiecte IT și cu instrumente muzicale. Această clădire va găzdui, dacă va fi după speranța și după promisiuni, va fi o școală specializată în domeniul, am dorit să fie specializată în domeniul sportiv și al artei. Copii care doresc să facă sport, avem sala de sport. Aici am extins clădirea, cei care doresc să facă muzică, grupe de muzică, vor avea posibilitatea să facă muzică. Să nu punem părinții să își trimite copiii la Zalău sau după masă să-i ducă copiii la Zalău ca să facă sport sau muzică. Noi va trebui să creăm această posibilitate la noi în sat și să nu punem copiii să facă naveta și mai ales dorim această inițiativă în domeniul învățământului ca să punem bazele descoperirii talentelor, talentul copilului până când sunt mici. Să nu fim puși în situație copilul să-și termine o facultate și după aceea își dă seama că a ales greșit cariera. Să putem conduce de mic și cred că în domeniul artei și a sportului deja putem începe dirijarea copilor spre acele materii care sunt, pe care sunt interesați. Ați rămas după program, n-ați făcut temele de casă, așa e? Bună ziua, bună! Deci aici faceți temele de casă. Bine. În cadrul acestui proiect, prin dotări, fiecare sală de clasă va fi dotată nu numai cu tablă pe carioca, și cu o tablă inteligentă, digitală, prin touchscreen, prin care copiii vor fi inițiați și în domeniul IT. Trecem de acel proiect pentru care a lansat guvernul anul trecut cu oferirea mesei calde pentru copii. Noi suntem deja pregătiți. În aceste două săli de clasă putem organiza sala de mese cu această intrare unde se poate aduce mâncare, deci suntem pregătiți în viitor să realizăm și acest deziderat și considerăm că prin oferirea mesei calde, copiii vor fi mai bine dispuși să rămână și după masă să facă alte și alte activități în cadrul școlii.